Campania de Moș Nicolae, Zâmbește și Dăruiește, semnată Hunedoara TV și Ziarul Hunedoreanului, a luat startul ieri în municipiul de la Poalele Cetății. Campania își propune să aducă un zâmbet pe fețele copiilor bolnavi internați în spitale în prag de sărbători. Luni, dis de dimineață, o echipă numeroasă de reporteri și operatori, completată de un clown haios și elevii ai Liceului de Arte Sigismund Oduță din Deva, a ajuns la secția de pediatrie a Spitalului Județean Deva. Toți copiii au primit pachete cu cărți, jucării, dulciuri și fructe de la mesagerii moșului, iar de la clownul cel haios, jucăria preferată modelată din baloane colorate în 2 timp și 3 mișcări. Campania Zâmbește și Dăruiește de Moș Nicolae i-a încântat pe toți. Părinți, copii, cadre medicale, cu atât mai mult cu cât a fost o surpriză. Un gest frumos din partea dumneavoastră pentru acest mic detaliu și că n-ați uitat și de copii și de copiii bolnavi de spitale. Și una acțiune foarte bună. Vă mulțumim din suflet pentru tot ce ați făcut pentru noi. Chiar suntem bucuroși că la cât a fost internat în spital și ce la mânuțele ei, că e plină de bunătăi, măcar atât o bucură și pe ea. Mulțumim mult de tot! În timp ce mesagerii moșului împărțeau daruri micuților suferinți, elevii de la Liceul de Arte s-au pus pe treabă, adică au colorat șederea copiilor în spital, pictând imagini vesele în câteva din saloanele secției de pediatrie. Este o campanie lăudabilă, am dorit să se repete cât mai des. În orice caz a adus bucurie și zâmbet la copiii care au fost vizitați și care au primit cadouri. Din fericire, nu avem cazuri grave care în momentul de față să nu se poată bucura de cadourile primite și chiar vă mai așteptăm și altă dată tot cu motive de bucurie pentru copii. Că vedem și în spatele nostru, în aceste momente, elevii de la Liceul de Arte din Deva și pictează pereții saloanelor. Da, saloanele au fost zugrăvite, sunt curate și acum probabil că vor arăta minunat când pictura va fi gata. Și iarăși un motiv de bucurie și să rupem puțin monotonia. Și așa copiii când sunt bolnavi, sunt mai triști, sunt mai apatici și poate că astea să fie motive care să le înveselească puțin. Multă bucurie în sufletele elevilor voluntari, deoarece, spun ei, fac ceva ce le place. În câteva ore, pereții atacați de pensulele iscusite ale voluntarilor s-au înveselit cu picturi colorate. Printre voluntari, Anca Bondane, o elevă de mare perspectivă și ea, la rândul ei, beneficiară a campaniei Fi și tu Moș Nicolae din iarna trecută, când Anca a primit o mulțime de daruri de la sponsorii care s-au alăturat campaniei lansate de Hunedoara TV și Ziarul Hunedoreanului. Cum ți se pare această posibilitate de a participa la o astfel de acțiune? Mi se pare foarte ok, adică din punct de vedere putem să experimentăm lucruri noi, copiii vor fi foarte încântați după ce se vadă explozia de culoare care va fi expusă pe perete. Va fi minunat, eu zic că o să facem o treabă foarte bună. Veselie, sperăm să asta să rămână după noi și culoare. Sperăm ca acești copii care vin aici nu tocmai vesel, le-am auzit, să plece un pic mai vesel, măcar din motivul ăsta, din motivul... Să le dăm un prilej pentru asta. Chiar în aceste momente, elevii de la Liceul de Arte pictează pereții saloanelor. Ce aș putea să spun în acest moment pentru faptul că dumneavoastră aveți grijă de această secție, de acești copii internați la noi în cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva, decât să vă felicit, să vă mulțumim în numele pacienților, cadrelor medicale și chiar a conducerii spitalului pentru această inițiativă. Consider o inițiativă extraordinară pentru alinarea suferințelor celor mici, care sunt întotdeauna mai supuși acestor suferințe decât un bolnav, un pacient
mai în vârstă, care sigur poate aplana anumite situații. Vă mulțumesc din nou, sunt alături de dumneavoastră și dorința mea față de toți cetățenii Devei e ca la anul să putem împreună să inițiem o, să zicem, campanie de reparare a acestei secții, pentru că numai cu ajutorul dumneavoastră a tuturor voi putea face această secție mult mai plăcută din punct de vedere hotelier, astfel încât toate celelalte neajunsuri să le îndepărtăm și copiii noștri ai tuturor, ai mei, ai dumneavoastră, ai tuturor dintre noi să fie clar foarte bine primiți în această secție. Vă mulțumesc din nou pentru această inițiativă. Campania de Moș Nicolae Zâmbește și Dăruiește, inițiată de Hunedoara TV și Ziarul Hunedoreanului, se va derula pe parcursul acestei săptămâni și la secțiile de pediatrie din spitalele din Brad, Hațeg și Orăștie.